Sâmbătă și duminică, sala de sport din localitatea Rece va fi gazda celei de-a doua ediție a competiției de basket Cupa Nordic. Circa 200 de copii cu vârste cuprinse între 8 și 13 ani sunt înscriși la această competiție și provin din diverse zone ale țării. Echipe din Târgu Mureș, Cluj-Napoca, Satu Mare, Sighetu Marmației, bineînțeles și Baia Mare. Echipele vor juca câte 10 minute pe fiecare sfert, 4 sferturi de pe meci. Va juca fiecare echipă cu fiecare echipă, suntem împărțiți în două grupe. La sfârșit, toată lumea sunt câștigători, nu avem locul 1, locul 2, toți sunt campioni, toți pentru că trebuie să promovăm acest sport, nu să fie o întrecere. Evenimentul este organizat de Nordic Basketball Baia Mare și beneficiază de sprijinul primăriei Comunei Recea. Mulțumim domnului primar Pavel Octavian pentru susținerea care o are, pentru deschiderea, pentru nou, având în vedere că basketul în Comuna Recea n-a mai fost niciodată. Este prima dată când este alături de noi. Încet, încet, basketul revine pe Baia Mare, cum trebuia să fie mai de mult. Asta este și scopul nostru de a promova acest sport, de a aduce cât mai mulți copii și din zonele rurale și din Baia Mare înspre acest sport. Sperăm să fie cât mai mulți participanți, cât mai mulți suporteri care să ne susțină. Copiii vor primi cadouri și un grup coral va susține un recital duminică pentru părinți și invitați. Iubitorii basketului sunt așteptați în weekend la sala de sport din Recea.